astăzi mă aflu într-un loc minunat, cu energie pozitivă și cu un miros de cafea deosebit, cafeaua pură. L-am alături pe domnul Gheorghe Florescu. Sigur știți de el, pentru că este un om renumit în domeniul cafelei. Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, despre secretele cafelei, spun eu. Secretele cafelei sunt următoare. Dintr-o 100 kg de cafea care se produc în lume, 70% este o cafea arabică. Adică a fi bună, a trebuie să fie bună. Cea mai bună. Iar cea care este mai proastă și mai nepotrivită e robusta și are 30%. Dacă am putea compara cafeaua arabică e cafeaua lui Dumnezeu și cafeaua robusta e cafeaua satană. Deci, cuvântul arab, denumirea de cafea arabică vine de la Yemen. Pe vremuri, statul Yemen se numea arab. Și de acolo vine și cafea arabică, care este stăbânica tuturor cafelor. Aici ne aflăm în primul magazin gourmet din România, da. Și văd că aveți tot felul de soiuri de cafea. Eu știu dintr-un film de cafeaua Copilul Ac. Da. Ne spuneți în câteva secunde. Copilul Ac este o cafea care este originară de plantație și cultivare. Se produce în Sumatra, în Indonezia. Se produc în jur de 200-300 de kilograme pe an, din care la mine vin cam 100 de kilograme. Are jumătate din... Jumătate din cantitatea care o se produce vine de la București. Da. Și pentru voi, pentru că știu că toți sunt nebuniți cu Suleiman Magnificul, să ne spuneți puțin despre cafeaua lui Hurrem. Deci cafeaua lui Hurrem vine sigur de la Yemen. Am cafea Yemen Mocha Matare, pe sacul original. Yemen Mocha Matare. Deci Suleiman prin 1500 și 20 și ceva, după 25, între 1525 1530, a cucerit Etiopia, care e patria cafelei, și a cucerit și Yemenul. Și a dus din Etiopia, prin specialiștii pe care avea el la dispoziție, a dus cafea și a plantat-o pe versanții din Yemen, și așa cafeaua Yemen este de pe timpul lui. Da, cultivat acolo. Domnule Florescu, unde vă pot găsi telespectatorii noștri pentru mai multe informații de cafea? Mă pot întâlni pe Facebook, Delicatese Florescu, site-ul nostru și Gheorghe Florescu. Iar pentru o cafea la ibric deosebită, am făcut un film pe YouTube, Cafea la ibric. Foarte interesant. Da. Mulțumesc foarte mult, domnule Florescu. Mulțumesc. Iar voi sper că ați înțeles că este important să beți o cafea de calitate în fiecare dimineață, pentru că... Este elixirul vieții lungi. Depășiți 100 de ani. Toți mari cafegii au depășit 100 de ani și... Eu vreau să trăiesc 100 de ani, deci o să beau cafea în fiecare zi. Mulțumesc, la revedere!